Bună, bună, bună tuturor! Astăzi mă gândesc să revin cu un clip care mi-a fost cerut acum ceva timp, dar nu l-am făcut. Așa că să-l fac acum. Mai ales că am produse care chiar îmi stau la suflet, deși unele le-am cumpărat de ceva vreme, altele sunt noi și așa mai departe. Nu am selectat un produs din fiecare categorie, pentru că mi s-ar părea că clipul a ieșit prea lung și timpul nu-mi permite, pentru că facultate, yay! Am ales doar 5 produse, din care 2 sunt din aceeași categorie. Mă gândeam că, nu știu, e mai ok așa decât să aleg 5 produse separate și mai departe. Un produs pe care l-aș recumpăra de 1.000.000 de ori pentru că mi-a intrat la inimioară, îmi place la nebunie, aspectul pe care îl lasă, rezultatul final, nu știu, este cel mai cel. Este acest iluminator de la The Balm. Îl am de câteva luni, 3 luni, 4 luni, nu știu exact. Și deja începe să se ducă. Am început să-l folosesc zilnic, adică îl foloseam zilnic în vară și îl folosesc și acum, că totuși s-a răcit. Eu de obicei anii trecuți nu foloseam iluminator când era toamnă sau iarnă, totuși acum îl folosesc pentru că îmi place prea mult, dar nu folosesc o cantitate foarte mare. De exemplu, acum am folosit o cantitate mai mare, dar nu știu cât o să se vadă pentru că lumina nu este aceeași care era în vară. Am folosit doar aici și un pic pe frunte, dar nu se vede foarte, foarte mult acolo pe frunte. De ce îmi place acest produs? Nu, adică ar trebui să vorbesc un pic despre el, mi se pare normal. 1. Are o nuanță care pentru mine este cam potrivită pentru toate tipurile de ten, toate culorile, nuanțele de ten. Pentru că nu este foarte închis, este o nuanță de șampanie. Mai ales că nu este foarte, foarte scump, adică nu intri în categoria de peste 200 de lei, ci este doar 77-79, undeva pe acolo. Dar am văzut că uneori pe Douglas au reduceri și ajunge la 59 de lei. Deci eu zic că merită foarte mult. Pigmentați, rămâne acolo cât trebuie să rămână. Și lasă, nu pot să spun un aspect natural, pentru că mie mi se pare că orice iluminator ai aplica nu oferă un aspect natural, pentru că, hai să fim serioși, nicio piele nu lucește așa în mod natural. Dar totuși nu lasă acea dungă ca alte iluminatoare atunci când îl aplici. Nu are sclipici mari care să iasă în evidență. Este ceva subtil, frumos, elegant, drăguț, cum vreți voi. Deci nu este nimic exagerat. Bine, depinde și cantitatea pe care o aplicați. Dar mie personal îmi place foarte, foarte mult și da, îmi place recumpăra. Și cu siguranță când o să se termine, îl voi recumpăra pentru că, cum am spus, îmi place la nebunie și vi-l recomand tuturor. Ok, am vorbit destul de mult despre acest iluminator. Haideți să trecem la 2 pensule. Pentru că am zis că am 2 produse din aceeași categorie. Și surprinzător sunt 2 pensule noi. Bine, noi, dar pe care le-am folosit în ultima săptămână, de când am primit comanda pe care am dat-o eu, să nu credeți că am primit ceva gratis. Sunt aceste 2 pensule de la Elf. Am dat comandă de 4 pensule, dar aceste 2 îmi plac foarte, 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 foarte mult. Aceasta cică este Powder Blurring Brush. Dar, nu știu, mi se pare destul de micuță, destul de tare și nu știu, măcar dacă era mai moale încât să se aplice pe o bucată mai mare de față, dar nu, atunci când apeși, ea rămâne la fel. Așa că o folosesc pentru contouring și mi se pare extraordinară. Aplică cantitatea potrivită și dacă pe pensul aplicați mult produs, nu știu, am încercat astăzi și nu mi se pare că am un contouring din ala care, bă, iese foarte mult în evidență. Și aplică fix dunga care trebuie să fie aplicată, nu știu, cel puțin pe fața mea, îmi place să aibă dimensiunea asta, contouring-ul. Și aplic așa într-un mod foarte fain și cred că se vede, adică sper. Contouring-ul iese foarte fain, deși eu am cumpărat o pensulă anume pentru acest lucru. Retușăm un pic pentru că acum am văzut că aici la păr trebuie mai mult. Am luat o pensulă de contouring, dar este foarte subțire, adică dacă aceasta este atât, cealaltă este cam atât și este cam greu de lucrat cu ea, adică, nu știu, trebuie să stai să aplici de mai multe ori produsul ca să iasă un contouring destul de drăguț. Așa că eu o folosesc pe aceasta și cred că aceasta o să rămână, pentru că da, este genială și
are un preț foarte, foarte mic, mai ales că pe site-ul lor găsiți mai mereu reducere de 30%, nu știu, 20 ceva de lei, dar este foarte, foarte, foarte bună. Și a doua pensulă de care aș vrea să vă vorbesc este aceasta, pe care am folosit-o în două moduri. Am aplicat pudra sub ochi sau am aplicat iluminator cu această pensulă. Și poate vă întrebați și pentru ce anume este mai bun. E bine pentru amândouă, nu știu, mie îmi place la nebunie și îmi vine foarte greu atunci când știu că trebuie să-mi fac un machiaj și aș vrea să aplic iluminator, dar aș vrea să aplic și pudră cu această pensulă. Dar astăzi, de exemplu, mi-am făcut baking cu burețelul și am aplicat iluminator cu această pensulă și poate vi se pare foarte mare pentru o pensulă de iluminator, dar exact asta îmi place în combinație cu acest iluminator, că atunci când aplic cu această pensulă, aspectul este foarte plăcut. Atunci când aplicăm cu o pensulă mai mică, blendingul nu iese la fel de bun ca atunci când folosim o pensulă mai mare, pentru că atunci când noi folosim o pensulă mai mare, aplicăm produsul aici și după aia venim și blenduim produsul, pe când cu o pensulă mai mică aplicăm produsul doar așa și apoi trebuie să venim noi să blenduim, să fim atente, să nu se vadă o dungă din aia foarte bruscă, urâtă și așa mai departe. Și în plus, de exemplu, în capăt, puteți să aplicați iluminatorul și cu celălalt capăt să blenduiți produsul. Așa că da, dacă sunteți în căutarea unor pensule ieftine și bune, aruncați-vă pe Elf, pe aceste negre, pentru că doar pe acestea le-am încercat și nu știu ce să spun despre cele albe. Și ok, au mai rămas două produse și este acest spray de fixare de la MAC. Dar, într-adevăr, am observat și am și citit între timp că nu este neapărat pentru fixare, ci pentru a lua acel efect de pudră de pe față și să ofere un aspect mai natural. Și, într-adevăr, așa este. Adică, de fiecare dată când folosesc acest produs, mi se pare că tenul meu arată mult mai bine decât atunci când nu-l folosesc, doar că are pigmenți aurii și acum, în perioada asta, pigmenții aurii nu sunt lucrul cel mai frumos pe o față. Așa că, cu siguranță, voi cumpăra cel normal, cel fără niciun fel de pigment înăuntru, pentru că îmi place aspectul pe care îl lasă și este doar 85 de lei, 80 de lei, nu mai știu, dar este și varianta mini, așa că dacă vreți să încercați, puteți să încercați varianta mini care este 40, 40 ceva sau 50, nu știu, dar chiar se merită și, nu știu, îmi place foarte, foarte mult. Nu l-am mai folosit de o vreme bună, astăzi l-am folosit și chiar am văzut diferența asta. Și îmi pare rău oarecum că nu pot să-l folosesc mai mereu pentru că, cum am zis, are acest clipici. Dar este un produs pe care cu siguranță îl voi recumpăra pentru că aspectul pe care îl oferă este deosebit. Așa că da, dacă vreți să-l încercați, eu chiar vi-l recomand. Ok, și trecem la ultimul produs care este mai recent, dar nu foarte. Și este vorba despre această paletă pe care am folosit-o deja într-un tutorial sau două, nu mai știu exact. Cred că două, da, două tutoriale. Și astăzi am refolosit, pentru că de mult timp nu am mai făcut un machiaj al ochilor, chiar de foarte mult timp, de când am început facultatea, îmi aplic doar e-mail, adică în partea ochilor și nu aplic nimic pe ochi, pentru că nu am timp, nu vreau să pierd timp pentru acest lucru. Și astăzi am refolosit această paletă, chiar voiam să fac un machiaj și m-am gândit că nu știu ce paletă să folosesc și am zis că vreau să o mai încerc pe aceasta. Și, nu știu, eu am rămas și sunt încă șocată de frumusețea acestei nuanțe. Mă scuzați că este prăfoasă, murdară, adică are prăfulețe, dar ea este un pic prăfoasă ca paletă, mai ales aceste farduri de fate. Dar vreau să vă spun că îmi place foarte mult și oarecum îmi pare rău că nu pot să o folosesc foarte des, pentru că are nuanțe destul de nebune, destul de nepotrivite pentru vremea de afară, nu știu, sau pentru machiaj de zi. Astăzi am folosit, ce nuanță am folosit? Astăzi am folosit această nuanță, un pic foarte puțină din această nuanță și această nuanță ca iluminator. Ați înțeles voi unde. Și cu siguranță mi-aș cumpăra și alte palete, adică aici nu este vorba neapărat despre ea, ci despre celelalte patru palete, pentru că îmi place foarte mult cum se blenduiesc aceste farduri, îmi place pigmentația lor, îmi place CDF-ul lor pe care îl lasă pe ochi și cum vedeți aceste nuanțe în paletă așa sunt și pe pleoapă dacă aplicați cu o pensulă umedă sau cu degetul. Nu știu unde aș pune această paletă pentru că are un preț destul de măricel, cred că undeva la 90 de lei,
Dar cu siguranță își face treaba, este foarte frumoasă și toate sunt frumoase. Când nu am bani, o să mi le cumpăr și pe celelalte patru. Și nu uitați de giveaway, pentru că una dintre palete poate să vină la voi și giveaway-ul este doar până pe 5 noiembrie, așa că nu uitați să vă înscrieți. Și nu este un fel de reclamă pentru giveaway, dar pur și simplu chiar merită această paletă și dacă nu aveți o oportunitate să o cumpărați, înscrieți-vă la concurs. Și atât. Da, deci pentru mine acestea sunt 5 produse care merită, dar cu siguranță dacă ar fi fost o paletă cu nude-uri și cu câteva nuanțe mai închise, ar fi fost perfectă pentru că aș fi putut să o folosesc foarte mult ziua și în același timp și seara. De aceea zic că aș vrea să încerc și celelalte palete. Așa că, da, nu știu, dacă aveți aceste produse, spuneți-mi și voi în comentarii ce părere aveți despre ele, dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut. Și aș vrea să fac și clipul cu 5 produse pe care nu le-aș recumpăra sau 5 produse care m-au dezamăgit, pentru că sunt și alea pe acolo. Și da, după o vorbăraie atât de lungă și atât de multă, eu vă las și ne vedem la următorul videoclip. Pa!